Rând pe rând, noi concurenți au intrat în casa Miriasa. Prima care a intrat a fost Natalia, care a intrat pe poarta casei fetelor. A, mers, a stat puțin pe terasă cu mamele care erau acolo, apoi a vrut să, să intre în casă, s-a întâlnit cu Maria. Aceasta i-a făcut un tur al casei, i-a prezentat pe rând baia, bucătăria, iar mai apoi a dus-o sus în dormitoare, i-a spus câteva dintre regulile generale. Fetele, majoritatea, se aflau sus în dormitor, astfel că după ce i s-a prezentat dormitorul în sine și Maria i-a spus care sunt paturile libere atât în dormitorul acela cât și în celălalt, Natalia și-a ales singurul pat disponibil din camera în care stă Laura, Maria, Delia și Antonia, așa că a zis că o să se instaleze acolo. Acum aștepta să-i vină bagajele pentru că spunea că încă nu i-au sosit bagajele sau, nu știu, i-au fost reținute. Aștepta să se poată instala, să se schimbe și să se facă comodă.